și când ați venit la un nou video de Market Recap, hai să ne întâmplăm astăzi pe piața de crude oil, ca de obicei am împărășit și pre-market prep-ul meu înainte de New York Open. Overall, aveam un bias bullish, aveam niște bullish list-uri, însă la cum arăta price action-ul am și specificat în comunitate înainte de Open că urmăresc cu interes un potențial breakdown ca să deschid poziții short și practic acest bullish list devină bearish list în contextul de intraday. Toate aceste aspecte le-am împărtășit cu membrii comunității, aveam scenarii pregătite pentru orice se putea întâmpla, fie că vedeam buyer agresiv peste overnight high și piața devenea imbalance și targetam zona de la 81-90, 82 aproape, fie că piața devenea rotational, făcea fail, la mișcat de imbalance up cu target de ETH-VIE până extensie cealaltă extremă în cazul de față ETH-DVAL, fie că reacționa și poate făcea un double bottom în această zonă și să dezdea în poziții long, sau piața se devine cu adevărat imbalance down, să vedem un breakdown agresiv sub overnight low, sub zona la 80, să vedem un sell-off extend agresiv. Hai să vedem ce s-a întâmplat și cum s-au desfășurat lucrurile. Când am văzut aceste scenarii, era ora 8 în New York, în Statele Unite, asta înseamnă ora 15 în România. În concluzie, se întâmpla toată acțiunea cu o oră înainte de ETH Peak Session Open, pe sesiunea de crude oil. Însă, chiar înainte de Open, asta se întâmpla la 15.57, deci cu 3 minute înainte de Open, am precizat că eu personal mă focusez pe două scenarii, scenariile la ETH Open, și anume, mă focusam fie pe un potențial break peste 80-50, ETH-VIE să deschid poziții long cu target către ETH-DVAC și 80-86, asta dacă în caz aici după acea mișcare de imbalance up, piața face fail, prețul devine rotational, aici se putea avea chiar un entry de short foarte bun cu target către ETH-VIE în pre-market, apoi prețul atinge cealaltă extremă, însă după acel sell-off, piața mai mult pare că aici se consolidează înainte să vedem acel breakdown. Și ca să vreau să deschid poziții long, nu mă interesează să deschid poziții long în această zonă, pentru că piața este imbalance down, asta era zona de no trade în opinia și viziunea mea în concluzie, mă interesa să văd dacă pentru poziții long, ăsta era hypo-ul B, principalul era un A+, era un breakdown sub overnight low, sub ETH-DVAL, piața este imbalance down, mult spațiu liber și puteam să deschidem poziții short. Însă aveam practic și un scenariu de long dacă piața aici forma un double bottom și vedeam un break peste neckline și peste ETH-VIE și 80-50, entry în zona de 80-50, este o sus structură next like destination 80-80, 80-86, aproximativ cu un risk reward decent de plus 2R, plus 3R în funcție de entry, execuție, money management, trade management. Însă, cu adevărat, scenariul de A+, care mă interesa, am și precizat acest aspect pe chat room cu membrii din comunitate. Chiar am avut o întrebare la un membru din comunitate și întreba de acea zonă de la bullish listul nostru și am văzut că pentru noi persoana asta este zona de nou 3 și mă interesează poziții long doar dacă se confirmă un double bottom din zona noastră din bullish list. Însă apoi am venit un comentariu câteva minute mai târziu la 15.56 și chiar înainte de open și am precizat că momentan la cum arată prețul urmăresc cu interes un potențial breakdown sub bullish list ca acesta să devină bearish list, să execut poziții de short. Asta am și făcut. Încă o dată felicitări, văd persoane care au deschis poziții short și au profitat de oportunități. Felicitări pentru ele. Am avut execuție la 80.02, chiar înainte de overnight low. Normal trebuia să fiu puțin mai precaut, dar am văzut agresivitate foarte mare pe footprints-uri. Am văzut acostări foarte agresivi, erau foarte multe ordere. Extrem de rapid se încărcau acele ordere pe footprint și mă așteptam la un breakdown. Cum am spus și aici, puteam să obțin un risk reward de plus 5R astăzi, o zi fantastică, însă overall m-am mulțumit ceea ce m-a oferit piața, așa un plus 3R, mi-a scos tot profitul la acest scenariu împărtășit în pre-market night de open și iată, voi reveni cu detalii video de market recap, așa că haideți să ne uităm puțin, s-a întâmplat. Ok, aici, iată, la doar câteva minute specificam de hype-urile de urmărit la open. Personal am precizat că sunt flat, am avut un short, am avut un win la 80.02, așa m-am arătat puțin mai devreme. 80.02 era chiar peste zona de overnight low, stop-ul l-am avut peste zona asta de overnight low, listul meu și peste pre-week high și mi-am luat tot profitul la plus 3R. Însă, hai să ne uităm ce se mai putea tranzacționa aici. Aveam așa,
în pre-market, când piața devine imbalance și face fail și devine rotational aici la acel break retest, se putea intra long, entry, stop-loss peste structură, prim targeted HVO și 80-50. În extensie puteai spune stop-loss pe break-even, target final, motor next lucky descension, de HVAL, practic cealaltă extrem, așa cum ne știm când piața face fail la imbalance up și devine rotational, de regulă, next lucky destination este cealaltă extremă, în caz de față ETH DVAL. Apoi, poate sunt persoane care luau în calcul de poziții short din bullish list, însă cum am punctat puțin mai devreme și am avut chiar membrii care au pus această întrebare, persoana asta era zona de nou trade pentru mine, era destul de tricky, după sell-off agresiv, piața tinde să se consolideze, să urmeze un nou sell-off, ceea ce s-a și întâmplat, bineînțeles, asta înseamnă că dacă am avut dreptate, acum voi avea dreptate întotdeauna. Nu despre asta este vorba în trading, este vorba de a avea un scenariu pregătit pentru orice se poate întâmpla și trebuie să reacționezi la acel scenariu, practic să reacționezi la ceea ce se întâmplă și nu să încerci să ghicești ceea ce se va întâmpla. Dar acum ar trebui o șanse mari să vedem un breakdown și aici mă interesau acel scenariu, fie acel breakdown peste zonă, fie breakdown sub zonă și sell-off. La cum arăta prețul aici era zona de 9-3 și urmăream cu interes să se materializeze un sell-off, breakdown, piața să devină imbalance up sub ETH de val, era sub RTH low, ETH VWAP și odată ce face breakdown sub pre-week high, line descendul nostru și overnight low, RTH VWAP și toată zona de fapt este o zonă, nu este o linie magică, este o zonă, se putea avea un entry oriunde în zona asta, era un entry foarte bun, stop-loss peste zonă și apoi în funcție de trade, risk și money management, să faci press, faci scale out la 2R, fasiat la 2R, să targetezi 3R, să-ți iei profitul la 4R, la 5R, să pui stop pe break-even, să mergi mai departe. Depinde de entry, risk, money management, pentru că este dinamic în funcție de condiția actuală a pieței. De atât să ai un plan pentru absolut orice. În opinia mea, nu erau foarte multe lucruri de spus o dată ce s-a întâmplat acel breakdown, era un entry valid oriunde. Chiar și cei care, să spunem așa, au întârziat un pic la petrecere, pentru că aici a fost o rapiditate foarte mare pe footprint, așa cum am spus, au fost foarte multe ordere. Se putea executa short și la 79-90 cu stop-loss peste zonă și apoi targetai lejer 2R, 3R fără probleme. Piața pare că și-a găsit bottom în această zonă de high volume node undeva în zona de 79-50, 79-40. De regulă zonele cu volum mare tind să reacționeze foarte bine. Odată ce aici am văzut și profit taking foarte mult, dar nu doar profit taking, vedem și buyer extrem este de agresiv de regulă. Când se întâmplă să vedem buyer foarte agresiv, nu trebuie să ne surprindă dacă piața face fail la imbalance down, se termină mișcarea, apoi prețul va deveni rotational și vom vedea în extensie atins următorul next lucky destination din nou. După ce prețul devine rotational, poate să atingă cealaltă extremă. Și chiar în timp ce fac acest video, iată, prețul atinge 80-86 în momentul de față, chiar la 80-90, un pic peste zonă. Deci nu ne surprinde asta. Personal, dar n-am mai tranzionat acest setup, nu l-am mai tranzionat, m-am încheiat ziua foarte repede. Se schide RTH Open-ul, vedem Open-ul la New York Open pentru graficul de crud oil la ora 9 în Statele Unite, practic ora 16 în România. Așa cum vezi pe grafic, mi-am încheiat ziua în primele 15 minute, pentru că persoana a profitat doar de acea mișcare de short. Mi-a terminat ziua foarte, foarte rapid. Dar, bineînțeles, asta nu înseamnă că mă terminat ziua întotdeauna în primele 10 minute, 15 minute, 20 de minute. De regulă, urmăresc cu interes primele 60-90 de minute de la RTH Pit Session Open. Urmăresc cu interes acest lucru, dar ce atenționează în continuare sau mai sunt interesați de tranzacții, cu siguranță, pe lângă acel short, acel breakdown, se putea tranziua cu succes și acest potențial bullish flag, când prețul face break peste ETH de val, peste pre-week high, peste zona la overnight low, avea un entry foarte bun, stop-loss foarte bun, next target cap sau mai degrabă prim target, RTH low, ETH VWAP, în extensie 80-50 și în extensie chiar ETH de VAC și zona la 80-86, care, repet, chiar a fost atins. Cam astea erau oportunitățile de astăzi, cu siguranță a fost o zi decentă, n-a fost nicio zi foarte simplă, pentru că aici lucrurile s-au întâmplat foarte rapid, se trebuia rapiditate foarte mare, aici sunt un grafic persoane de 500 volum, sunt persoane care preferă să lanseze 1000 volum, persoane care preferă să lanseze grafic de 1 minut, persoane care preferă să lanseze grafic de range sau de rank sau orice ar fi, este că la final de zi toți vedem aceeași informație, indiferent ce platformă folosim sau ce grafice folosim, trebuie doar să fii capabil să execuți pe trading timeframe-ul tău, e foarte important, dar overall a fost o zi mai mult decât decent. Personal, eu am avut o singură tranzacție, acel win, acel short sub zonă, mi-a scos o profitul la 3R și cam aia a fost, însă așa cum se vede, se manifesta tranzacția cu succes și altă oportunitate, care personal nu am prins și această oportunitate care s-a întâmplat, nu-mi pare rău deloc, tot timpul am un target, un plan și mă țin de el.
trebuie să înțelegem că nu putem să prindem fiecare mișcare a pieței, nici de cum. Pur și simplu aici este profitul altor trader, altor persoane. Eu mi-am luat partea mea de profit pe ziua de astăzi. Și nu doar eu, văd și alți membri din comunitate care au profitat de aceste oportunități și mă bucur foarte mult că ați dat short și voi. Într-adevăr s-a văzut piața destul de clar, chiar înainte de Open am și punctat high-post de urmări la ETH Open și am precizat că personal mă interesează mai mult acel breakdown sub overnight low ca și acest list să devină bearish model de intraday, să pot să shortez piața. Asta m-a interesat cel mai mult. Tocmai de aceea am făcut și aceste comentarii în timp real, iată la... Avem aici ora 15.56, deci cu 4 minute înainte de RTH Open, mă interesa cel potențial breakdown sub bullish să devină bearish, să poți deschid poziții short. Bun, oameni dragi, și iată, am decis ca acest video de market recap să îl fac public pe YouTube pentru toată lumea. De regulă aceste videouri sunt doar pentru membrii din comunitate care trec prin programul de mentorship, sunt membrii premium la noi în comunitate, însă din când în când, iată, prefer să împărtășesc aceste lucruri și cu alte persoane care poate vor să vadă ce facem când tranzionăm London sau New York Open, pentru că așa cum vedeți, nu tranzionăm doar crude, tranzionăm și SP500 și DAX și cable și crude oilor și euro-dolar, pentru că strategia noastră cadru învățat în programul de mentorship se poate aplica cu succes pe orice piață, pe orice asset. Bineînțeles, preferăm să ne focusăm doar pe piețe cele mai lichide, dar se poate aplica cu succes pe orice piață. Oricum, dacă aveți mai multe nelămurie sau vreți să aflați mai multe informații, dacă intrați pe site-ul nostru cursurfoes.ro, la secțiunea de articole, veți avea acolo mulțime de articole utile, ca să vă răspundă la întrebări și chiar să vedeți și un video despre programul de mentorship, inclusiv cu ce platforme folosim, cam ce tool-uri folosim și cum arată, le găsiți la noi pe site. Haideți să ne uităm acum, să vedem. Să vă arăt imediat. Bun. La secțiunea de articole, așa cum spuneam, avem un articol, sau mai degrabă avem un video. Este un video ca aproximativ o oră, cel mult vă va lua să-l vedeți. Este video despre futures day trading. Recomand să-l vedeți și mai mult de atâta. La finalul acestui video veți avea în descrierea videoului, în linkul din descriere, veți avea acolo și Evernote-ul în care am lăsat o mulțime de linkuri care să vă trimeată către articole care să aibă legătură strict cu programul de mentorship și cu tranzacție de intraday. Pentru că, reminder important, nu toată lumea vrea să devină un profesionist sau să tranzacționeze full-time și atunci sunt persoane care, de exemplu, se focusează doar pe swing trading în general, analiză tehnică clasică și grafice de swing și este în regulă, dar avem și persoane care se focusează pe programul de mentorship și trading-ul de intraday. În concluzie, acest video, ceea ce v-am recomandat și practic v-am arătat acum, este recomandat doar celor care vor să facă o potențială carieră și vor să tranzacționeze trading full-time sau chiar nu este full-time, oricum să fie o sursă principală de venit la London sau la New York Open. În schimb, cei care vor să vadă trading-ul doar ca pe un hobby sau o sursă de venit secundară, atunci cel mai probabil acest video sau recomandarea de a vedea acel video despre futures nu este cea mai bună variantă și ar trebui să rămână poate la cursul Forex Start, este un curs gratuit cu 10 video informații pentru începători, sau cursul Forex One, în care detaliem tot analiza tehnică clasică ce folosim. Și nu uitați că orice acționați la noi de pe site, veți primi și o invitație la noi în comunitate. Avem peste 120 de membri momentan și mai multe, dacă în oricare motiv nu sunteți mulțumiți de informații, a primit oferim money back 100% în termen de 14 zile, este practic o investiție cu risc zero. Și apropo de cei care nu s-au acționat de hobby, nu avem doar articole, să spun așa, ceva mai advanced, avem și articole cu informații generale, informații basic, deci dacă veți citi informații la noi de pe site sau chiar veți da video cu informații mai basic, cum ar fi acest video despre structura pieței, cu siguranță o să fie de folos atât începătorilor, dar și avansaților, cei care vor să vadă alt tip de informații și potențial trading full-time, avem și împărtășim acest tip de informații cu voi. Bun, oameni dragi, cam asta a fost pe ziua de astăzi, iată o zi green atât pentru mine cât și pentru alți membri din comunitate. Mă bucur foarte mult pentru evoluția fiecăruia, am spus de multe ori de tranzacțiile, practic, și rezultatele voastre mă bucură mai mult decât propriile tranzacții în cele mai multe cazuri.
Și mi-ar plăcea să văd cât mai mulți oameni că ajung să devină CPT, practic title, constant profitabil și să se bucure de ceea ce poate să ofere tranzacționarea, de această libertate și apoi, bineînțeles, până la rezultate financiare, să-ți oferi satisfacție personală, dar și cea financiară și, bineînțeles, scopul final în OPM mai este să ai libertatea de a face ce vrei tu, de unde vrei tu, să lucrezi doar de acasă sau de unde îți place ție plăcere, să ai mai timp cu familia și mai departe, pentru că, așa cum am spus, timpul de intraday îți ocupă în principal 90 de minute pe zi. Pentru că, personal, mă focusez pe RTH Open, cam 60-90 de minute, în medie 60, dacă pun și pre-market prep înainte, poate și ce mai fac post-market review, să-ți ocupe în jur de 120 de minute, deci cam 2 ore pe zi îți ocupă, indiferent că faci London sau New York Open, 2 ore pe zi. Poate la început voi avea nevoie de 3 ore, pentru că poate ai nevoie de mai mult timp de a face pre-market prep-ul, de a face post-market review, de a analiza grafice și așa mai departe, este în regulă. Și chiar și atunci și când studiezi tot așa, cam tot în jur de 2-3 ore ai nevoie pe zi pentru a asimila informație și a trece prin tot procesul de educație de la A la Z pe care îl oferim în cursurile noastre. Dar overall, în opinia mea, este extrem de interesant că poți să faci trading full-time în care să aloci doar 2 ore pe zi, 3 ore pe zi cel mult și apoi să ai timp să te ocupi și de alte proiecte, de alte business-uri, să stai cu familia sau să ai un job, orice alegi. Ai timpul necesar de a face și alte lucruri pentru că nu trebuie să stai 12 ore sau 8 ore sau 16 ore lipit cu ochii de grafice pentru a tranzacționa cu succes. Trebuie doar să știi când este acel interval orar care îți oferă cele mai bune oportunități. Indiferent că vorbim de New York Open sau London Open și mai ales fiindcă avem atât London Open cât și New York Open și Asia, dar nu recum asta tranzacționat de Asia, atât London, New York Open, putem să facem piața să funcționeze în avantajul nostru, pentru că poate sunt persoane care dimineața au treabă și nu poate să tranzacționeze London și atunci se focusează pe New York sau viceversa, poate ai treabă la prânz și atunci vrei să tranzacționezi London Open, fie pe euro, fie pe cable, fie pe DAX sau orice alege. Oricum, oameni dragi, cam asta a fost cu acest de market recap, sper să fie util. Și aș aprecia foarte mult și eu și echipa mea dacă ne-ați lăsat un like, share, subscribe. Dacă găsiți aceste informații, uite că le împărtășim cu voi, știm că facem treabă bună și ne ajută să continuăm cu această muncă pe care o împărtășim cu voi. Oricum, să aveți o săptămână magică, succes în toate și ne auzim curând!